a trecut prin Parlament și Ministerul și prin Guvern. Prin Guvern a trecut săptămâna aceasta și va merge la Comisia Europeană. Trebuie să vă dau o veste bună. Faptul că drumul expres Deș, Beclean, Bistrița e prinsă în acest master plan și e prinsă și centura ocolitoare a municipiului Deș. Așa cum domnul ministru, la acea vreme, senator și colegii din Maramureș m-au ajutat și am făcut front comun, ne-am făcut drumul, Măgroagea, Târgu Lăpuș și îi mulțumesc. Iată, s-a scurtat distanța între Baia Mare și Cluj cu 37 de kilometri, un lucru foarte bun și am deschis o oportunitate pentru turism în zona respectivă. La fel, cred că și acest drum expres va creona un trafic adecvat și cred că dă o altă dezvoltare zonei noastre. Alte măsuri deosebite, vreau să vă spun că știți că sunt un om care susțin foarte mult sportul. Pentru prima dată, tot așa un ministru tânăr pe care îl apreciez foarte mult, ministrul finanțelor, domnul Vâlcov, la grupul parlamentar, a dat ochiul ca doamna ministru Sabo de la sport să facă o nouă lege a sponsorizării până în luna mai. E benefică nu numai pentru sport, pentru cultură, învățământ, sănătate și educație. O fostă lege a mecenatului care a funcționat și foarte bine înainte. Cred că o să repună pe tapet și probabil că o să avem o lege a sponsorizării mult mai atractive atât pentru patroni, cât și pentru diferite cluburi sau ONG-uri. Dar ce mă bucură mai mult decât orice, prin Guvernul României va trece o nouă lege a sportului, lege care va permite ca administrațiile locale și județene să susțină sportul de performanță. Pentru prima dată, sportul de performanță național și internațional. E un cadru legal care probabil că era așteptat de foarte mult timp. Și în această măsură, probabil domnule ministru va trebui amendată această lege pentru a se permite o perioadă de tranziție cluburilor, pentru că sunt prin campionat și poate că ar trebui doar după terminarea campionatului. Da, noi am adoptat în guvern săptămâna aceasta o ordonanță prin care, pe de o parte, dăm mai mulți bani la sport, la federațiile sportive, pe de altă parte, am stabilit ca din impozitul pe jocurile de noroc, 2%. Acel 2% pe tot ce înseamnă jocuri de noroc și online și toate celelalte, să ducem mult mai mulți bani la cultură. Deci cultura în România va avea pentru prima dată un buget sănătos din acest impozit și evident și pe sport și pe cultură va trebui să ne concentrăm mult mai sănătos, pentru că având sport avem un sport sănătos. Cu cultura și cu educația cred că putem să facem lucrurile mai bune. Deci sunt pași buni și bugetele vor fi consistente. De altfel și primăria va avea un buget mai mare și prin legea bugetului de stat. Ca municipiu ați primit 200 de milioane, dacă nu mă înșel, mai mult sau mai puțin decât anul trecut. Aproape identic, înseamnă că e bun. Mai aveți acel 8% din IVC de care spunea sindicatul din sentințe și ăla vă revine. Dar eu sper ca administrația locală din Deș să reușească să depună pe nou un program operațional regional pe care cred că o să-l deschidem foarte curând, cât mai multe proiecte, în așa fel încât Dejul să devină un municipiu important.